din episoadele anterioare. Sora mea era Delia, a fost a ta soție, iar tu și Iani ați făcut rău. Raluca s-a răzbunat pe clanul Mamiron, apoi l-a otrăvit pe Sorin, pe care îl crede responsabil pentru moartea Deliei. Însă Iani și Taurul l-au găsit la timp și i-au salvat viața. Haideți, doamne, unde-l ducem? În partea aia acolo. Ducem la cabină. Rezistă! Iulia l-a prins pe Radu cu trei fete în pat și l-a alergat prin casă cu pistolul încărcat. Într-un final, Radu a reușit să scape de ea și să se întoarcă la țară, la Irina. Andrei a venit să o vadă pe Maria la spital, însoțit de fratele lui. A riscat totul pentru o singură îmbrățișare. Câteva minute mai târziu, Mădălin și Andrei au fost dați pe mâna poliției din nou. Băi, vreau o mașină la spital. Da, un echipaj, acum. Andrei. Stai că trag! Pune cătușele. Iani și Iulia așteaptă pe hol la ușa rezervei lui Sorin. Viața lui e în afara oricărui pericol. Vedeți, fă cum ajungeți părând la vorba mea și tu și fractul. Ia zi, fă, cine-i numărul 1? Tu. Și numărul 2? Doctorul. Cum? Spuneți, vă rog. E bine. I-am făcut un sedativ. Se odihnește. Mulțumim, toate bune. Mâine poate să plece acasă. Vă mulțumesc. Domn doctor, am și o întrebare la dumneavoastră. Da. Vreau să-mi spuneți și mie cu ce substanță a fost otrăvit fratele meu, pentru că vreau să-i dau și ora. Nu că e aceea substanță. N-am timp. Nu se poate, nu? Vezi? E bine brățierul nostru. Și ce-i fă de supărată? Fă-i bretante, de ce nu ești fericită? Ba, sunt foarte fericită pentru Sorin, dar... Iani, dar? Iani, Radu și-a bătut joc de mine. În ultimul hal. Și-a bătut joc de tine? De câte ori ți-am spus eu de răducul ăsta al tău? Da, mă, De lăducul. Ce-ai văzut la el? Un metru are. Da, m-am îndrăgostit de el, am iubit ca o nebună și mi-a făcut așa ceva. Bun, și acum ce vrei? O să am grijă de el. Da. E bine? Iani, pe numărul meu nu răspunde. Dă-mi telefonul tău, poate la tine o să răspundă, te rog. Ia fă-i gogoașă înfuriată. Mersi. Și mai subțire cu păturile că mi-e vopsea. Aoleu, nu sunt pierdut, cum să vedem. Sorin, ce faci, dragostea mea? Sper că ești bine. Pare atât de rău. Ce cauți aici, nenorocitul? Am venit pentru că te iubesc. De asta am venit. Vlad îl are din nou la mână pe Andrei. De data aceasta vrea să scape definitiv de el. I-a făcut prea multe probleme. Cu Mădălin arestat, nu mai are cine să-l salveze. Arestează-mă, dar nu mă împușca, te rog. Să nu te împușc. Hai, Mariș, umilește-te, hai. Roagă-mă să-ți cruți viața, hai. Ce crezi că rezolv dacă mă împușci? Ce rezolv? Crezi că... Da, zi-mi ce rezolvi. Crezi că Maria o să te iubească? Mă, boule, mă, prostule, dacă tu dispari, Maria nu o să mai vă la ce să se gândească. Greșește aici, Maria o să mă iubească indiferent de orice s-a întâmplat și nu o să fie cu tine niciodată. Da? Ești mult prea jegos ca să fie lângă tine, da, îți spun da? Eu că da. Maria are altă părere despre mine, dar din păcate tu nu o să mai fii aici să demonstrezi contrariu, înțelegi? Mădăline, mare greșeală ai făcut cu evadarea asta. Mi-ești data viitoare, Gabore, dar liniștit. Numai la carceră ai să stai. Ani de zile nu mai vezi lumina. Urcă! Ești tu sigur, mă, că nu mai vă lumina? Da, urcă! Mădăline, lasă arma jos! Treci pe banchile de spate! Treci de spate mai repede! Lasă! Gabore, un cuvânt mai scos din momentul ăsta și te fac sită. Lasă cheile de la cătușul jos! Mai repede! Urcă-te în mașină și dă-i drumul de aici! Dă-i drumul de aici mai repede să nu mă răzgândesc! Hai mai repede! Mare greșeală ai făcut! Nu încerca să faci o șobolănie!
Sorin s-a trezit și a găsit-o lângă patul lui pe Raluca. Oare o mai iubește sau vrea să se răzbune pe ea? De ce ai venit? De ce ai venit aici? Să mă otrăvești iar? Da, ai venit? De asta am venit. Am venit pentru că te iubesc și vreau să știu dacă ești bine. M-am gândit numai la tine. Știam cum să vin mai repede. Da? Mă iubești? Da-i circul, mă, să mă umori? Da-i, mă, că mă iubești? Sorin, îți pot explica totul. Am făcut-o pentru sora mea, de asta. Vreau decât să o răzbun pe ea. Te rog frumos să mă crezi, Sorin. Acum chiar spun tot adevărul. Te implor, crede-mă. Nu înțelegi, mă, că nu noi am omorât-o pe Delia. Nu noi am omorât-o pe Delia. Dar cine a omorât-o, Sorin? Cine i-a făcut rău? Nu știu, nu știu. Și nici nu mă interesează, dar știu bine cine o să te omoare pe tine. Cine o să mă omoare pe mine? Eu și cu familia mea. Sorin, ascultă-mă, te rog. Iubitule, ascultă-mă. Te-am ascultat și am crezut în tine. Am crezut că putem ajunge departe, dar ți-ai bătut joc de dragostea noastră. Ți-ai bătut joc de mine. Sorin, te iubesc. N-aș fi vrut să-ți fac niciun rău. Dar mă gândeam în continuu. Mă gândeam în continuu numai la Delia. Mă gândeam la sora mea. Mă gândeam cât a suferit ea. Numai de asta am făcut toate astea. Nu sunt o criminală. Știi, mă? Știi o femeie fără suflet. Știi o femeie frumoasă pe din afară și rece și urâtă pe dinăuntru. Asta ești. Asta ești. Mă doare. Te doare? Te doare? Așa mergi, mă, să te doar. Dacă nu te iubeam, cum spui, nu mai veneam până aici să te văd. Gândește-te cât am riscat să ajung aici să te văd. Mă putea vedea oricine. Dacă mă iubeai, nu se ajunge aici. Nu mă duceai în pragul ăsta. Nu mă duceai să-mi las familia, să-mi las copilul, să-mi las pe Iani, să-mi las tot, mă, tot, mă, pentru tine. Provoci silă. Să plec din București și nu o să mă mai întorc niciodată. Și nu o să ne mai întâlnim niciodată. Dar o să te țin minte toată viața mea și să păstrez clipele alea cu noi doi, mereu în suflet. Foarte bine. Chiar să le păstrezi. Plec. Să le păstrezi până o să te găsesc și o să te omor. O să te caut oriunde în lumea asta. O să te găsesc și o să mă răzbun. Că asta meriți. Sorin, gata. Te rog, calmează-te, Sorin. Gata. Gata, te rog. Liniștește-te. Gata. Ce vrei să faci, Sorin? Este, mă, să-l sun pe Iani, să te vadă și el, mă. O să plec și nu o să mă mai întorc niciodată, dar să nu uiți cât de mult te iubesc. O să te găsesc. Sunt sigur că o să te găsesc. Băi, nenorocită! Băi, ce cauți mai aici! Vlad savurează ultimele minute din viața lui Andrei. E convins că a câștigat războiul. Hai că nu mai am timp de tine. Am alte treburi de făcut. Te pup, omule, mizerie. Omule, nu fac vreo nebunie, omule. Ascultă-mă. Muștere, unde te grăbești, mă? Hai, lasă pistolul la jos imediat. Uite, a venit mizeria numărul 2. Lasă pistolul imediat jos. Și dacă nu-l las, ce o să faci? S-ar putea să mă uit în vizor la fratele. Așa, da? N-ai tu tupeu să tragi. Și oricum, trag mai bine ca tine. Trag înaintea ta chiar. Sigur. Mădălin, intră în mașină, Andrei, și stai pe loc. Mădălin, dacă trage. Trag. Nu trage, mă, că jegul ăsta ține mai mult la viața lui. Ești tu sigur? Stai. Foarte pe loc. Sigur. Gata, Mădălin. Am dat pistolul la o parte. Mădălin, hai să mergem. Mădălin, hai să plecăm. Hai, trage. Mădălin, ascultă-mă, nu fă o nebunie, Mădălin! Trage! Mădălin, uite-te la mine, avem nevoie de el viu, nu putem așa să demonstrăm că suntem nevinovați, hai! Hai, știu că n-ai tupeu. Jegule. Mereu ai fost un pămpălău. Trage! Tupeu am. Hai, trage! Mai mult decât ești de mare. Da? Dar nu sunt prost, mă. O să ne întâlnim cu altă ocazie. Și atunci te găuresc cu cea mai mare plăcere. Asta-ți promit eu că ne mai vedem. Da? Hai, fugiți! Ia fă, Mătăluță, o plimbare, hai! Plimbă ursul! Hai, fugiți! Plimbă ursul, mă! Fugiți! Hai! Vreau să vă văd cum plecați, ca niște lași. Hai! Hai, Andrei, de mine! Mă întorc după voi!
Și nu mai scăpați de mine. Raluca a intrat și a ieșit din rezerva lui Sorin aproape neobservată. Dar Iulia a fost pe fază. Ia mâna pe mine! Bă, nu mai scapi de ce te omor, te distrug! Ia mâna pe mine! Ia mâna pe tine! Băi, ai făcut ceva lui Sorin că te omor! Atâta și vezi dacă i-am făcut! Și vă până să mă duc! Panarama de las acum, dar nu scapi! Frate meu! Ți-a făcut nenorocită aia ceva? Ești bine? Ești ok? Simt. Da, da, sunt ok. M-a făcut doar nervi și atât. Foaie de capul meu, eu m-am întors că nu știu pe unde mi-a lăsat telefonul, sunt o zăpăcită și m-am întâlnit cu nenorocită aia. Spune-mi, sigur ești bine? Nu ai nimic? Da, eu sunt bine, stai liniștit, sunt bine. Dacă îți făcea ceva, cred că o omoram cu mâna mea. Nu făcea nimic. Dar până la urmă ce e? De ce avem? Ce vrea de la tine? Ce mai vrea? A venit să... Să? Nu este să-ți ceară iertare. Avea remușcări pentru ceea ce a făcut. Avea remușcări? Nenorocită. Sorine? Sorine, uite-te în ochii mei. Eu sper că tu pe asta nu mai iubești. Pentru că nu merită. A vrut să te omoare, băi băiete, înțelege? Da, mă, nu mă mai zdruncina, mă, Iulia, mă, așa. Scuze-mă, iartă-mă, iartă-mă, dar sunt agitată și nervoasă, te rog, iartă-mă. Nu e vorba că nu pot să scot așa troplie. Da, mă, da, mă, Sorine, dar nu e bine, e criminal, e o criminală, a vrut să te omoare, să-ți facă rău, înțelege? Nu trebuie să iubești. Fata asta trebuie să plătească Raluca, e o jigodie. Hai, te rog frumos, calmează-te, da? Și promitem că nu o să te lași prostit din nou de aia, te rog, te implor. Nu merită! Stai liniștită, Iulia. Știu foarte bine ce am de făcut. Hai, primite mai forța. Mă bucur, frățioare. Sonia, trebuie să-l ajut pe Iani să o prindă. Numai așa o să fie iertat și o să fim din nou în familie. Radu și Raluca, ăștia doi nenorociți și trebuie să vadă cine e clanul Mamiron. Că nu suntem luați de fraieri. Iulia, îmi întinde o capcană și o să o prindem cât de curând. Chichician, hai, ridică-te! La casa de la țară, Mircea și Radu au ieșit la tăiat de lemne. Sunt atâtea treburi la curte și cum nu au alte venituri, Marișii trebuie să-și câștige pâinea prin muncă. Auzi, dar explică-mi și mie cum e cu Iulia. Ai fugit de acolo? Cum ai rezolvat-o? Vezi că te caută nenorocița aia de Mamiron și în gaură de șarpe. Să mă caute, tată, unde ori vrei. Nu vezi că suntem în fundul lumii aici? Crezi că o să mă găsească? Băi, omule, hai să rezolvăm problema asta cumva. Nu știu, convinge să divorțeze până la urmă. Păi nu vrea, ci că mă iubește mult tipa acum, gata. Lasă că găsesc eu o soluție să scap de ea și mă combin cu toate gagicuțele astea de la țară. Din poartă în poartă intru. Gagica ta trebuie să fie Irina. Nu. Na. Băi, tu nimic nu știi, mă. Ea trebuie să fie soția mea. Restul trebuie să fie gagicuțe. Astea de pe aici, gagicuțe. Lasă-le. Cuicuțe. Lasă-le dracului de gagicuțe, mă. Hai, lăsați vorba și la treabă. Hai, la muncă. Hai, dacă vreți să mâncați, trebuie să munciți. Și cum adică? Uite, tu iei pasta, tu mămică pasta. Dar da? Ce-s bețele astea? Uite, vă arată oricum Mircea, nu sunt de agăța gagici. Hei! Radu, vrei să mănânci, trebuie să faci treabă. Da? Mircea, arată-le tu ce trebuie să facă. Îmi pare rău. Uite, eu trebuie să tai lemne, să nu vă treziți mâine dimineață cu promuracă la gură. Înțelegi? Dar ești mare, sunteți mari, mă. Vă descurcați voi. Hai că vă arată mama. Ia, la cocină, la porci. Hai. Alo, rezolv eu. Așa. Aolo, trebuie să intrăm aici? Da, mamă, trebuie să faceți curățenie, da? Nu plecați până nu faceți curățenie. Păi stai, mai mamă, eu înțeleg că m-am purtat ca un porc cu femeile, dar asta nu înseamnă că și miros așa. Mamă, trebuie să vezi ce înseamnă munca adevărată, că așa poate scapi și de pici pancelar. Deci vă rog eu frumos, nu plecați, vin să vă controlez. Nu plecați de aici până nu curățați tot. Bine, gata, da? Hai. Gata. Vezi dacă te-ai purtat ca un porc. Hai. Da? Vin să văd ce ați făcut. Da. Dacă vrei să mănânci. Da, mamă, bine. Mamă, ce gură mare are și femeia asta, m-a nebunit. Aolo, ce faci, doamne, ce faci, ce mai îmi pregătești de data asta, zi? Ce mai vrei să-mi faci tu mie? Hai! Mai scoți ceva? E bine. Număr necunoscut, cred că mi-au aflat numărul gagicuțele astea de la țară. Ia. Alo? Maria se simte ceva mai bine. Cele câteva minute petrecute în brațele lui Andrei au fost ca o gură de aer proaspăt pentru ea. Spune, Maria, cum a fost întâlnirea cu Andrei? A fost foarte emoționantă. M-a încurajat, mi-a dat putere, dar nu cred că este bine să-l mai văd. Ba, cu siguranță trebuie să-l mai vezi, pentru că el te va face fericită, iar dacă tu vei fi fericită, și Cornelia va fi fericită. Nu știu ce să zic, oricum, a fost...
fost emoționant. Pe mine mă scuzați, aș dori să stau un pic singură. Băi, moșule! Tu ai pus totul la cale, nu? Zi-mă! Nu știu despre ce vorbești. Fii, te rog, mai explici. Nu știi despre ce vorbesc, iauzi! Andrei Maria, sună cunoscut? Despre asta vorbesc. Bă, tu ești sănătos. Tu ai aranjat întâlnirea asta, nu? Chiar nu înțeleg ce spui. Nu înțelegi ce spun! Nu înțelegi ce spun. Nu ți-a ajuns, mă, că ai fost dat afară din poliție? Vrei să-mi fugi pușcăria? Zi-mă, jegostule, zi! Vrei să-mi faci dosar penal acum? N-ai absolut nicio probă care să mă incrimineze. Ești prost, mă, ești prost, că probe găsesc eu. Dar știi ce nu se mai găsești tu? Știi, mă? Păpiu, tu, mă, îți promit eu că a fost ultima oară când s-a văzut cu Maria. Băi, canalie, termină cu amenințările la adresa copilului meu! Tu n-ai înțeles, asta nu e amenințare, Coman! N-ai înțeles, nu e amenințare! Fac să știu ce se întâmplă aici? Coman, ia uite ce face! Ați luat-o razna? Mă acuză iar de niște tâmpenii, niște mizerii! Minte, Maria, el l-a amenințat cu moartea pe Andrei. Uite, uite ce mi-a făcut, mă... Eu nu mai înțeleg nimic. Maria, nu trebuie să crezi nimic din ce spune. E un pervers, ți-am spus-o de mii de ori. Uite, mă, ce mi-a făcut. Chiar nu puteți să țineți cont de mama? Sunteți la spital la ea, vă rog frumos. Odată pentru Dumnezeu, încetați. Bună ziua, mă scuzați că vă deranjez, însă am câteva noutăți de ultima oră despre mama dumneavoastră. Radu a răspuns la telefon neștiind că cea care îl sună e chiar soția lui. Porcii trebuie să mai aibă răbdare. Julia? Nu! Stai puțin! Stai, mă, nu mai țipa, nu că nu, sunt cu porcii, da, cu porcii în cocină. Ziceți-mă ceva că nu mă crede. Bă, nu plecați, veniți-i cu ea și vorbiți cu ea, ce vă e rușine? N-ați țipat tare, opriți-vă! Mamă, i-a turbat și pe ăștia, bă, uite cum aleargă! Nu, stai, nu vor să vorbească, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, cred că le e foame un pic, aleargă așa în cerc. Da, nu, ascultă-mă! Alo! Băi! Ia mai du-te, vorbești singură, na, na! Nu știu cum o să ieși tu din asta, dar... Mamă! Știi ce mi-a zis? A? Și că mă prinde Iani, mă bate, mă taie cu drujba, mă dă cu sare și mă aruncă la porci. Bine, nimic grav așa, da. Nu știu cum o să mai ies eu din catul ăsta de aici, că mă afund tot mai rău în el. Și de tine numai telefonul e, că fața... O, Radule, dar ce sexy ești! Adică ce vrei să zici, mă, cu asta? Îți place, nu? Hai să facem puțină dragoste, ne tăvălim pe aici, ce zici? Cum să nu? Cu mare plăcere, cu mare plăcere, dar din păcate am treabă. Că de altfel, Radul sigur aș face, sigur, adică nici ar trebui să nu te îndoiești de chestia asta. Păi da, mai ales că sunt sexy, nu? Ha, ha, ha. Ai, de capul meu, cum ies eu din asta acum? Știu! Ce? Anda e cheia! Ce cheie, mă? Tu cu Irina trăiește. Da, mă, dar Anda e cheia! Da! Medicul are vești pentru familia Corneliei. În sfârșit, ceva concret. Am făcut o ședință cu colegii mei și am ajuns la concluzia că este necesară o altă operație. Păi, să o facem. Există vreun impediment? Ar exista un impediment. Această operație nu poate fi executată în România. Și pentru asta, singura variantă ar fi să aducem un grup de medici în străinătate, respectiv în Austria, cu aparatura lor cu tot. Și să efectuăm operația Corneliei aici. Da. Și asta cât ar costa? Este un preț destul de mare. Spuneți, cât costă? Nu contează. Până la urmă, dacă asta va salva viața Corneliei, facem orice efort. Sperăm că asta va salva. Oricum, eu v-am bunătățit foarte mult. Prețul este de 400.000 de euro. Păi, nici dacă vindem tot ce avem. Aici nu pot să vă spun nimic și îmi pare foarte rău. Maria. Mă ocup eu de operație. Vlad, e o sumă foarte mare, Vlad, sunt 400.000 de euro. Și Vlad face orice pentru tine. O vrem pe Cornelia sănătoasă, nu? Da? Domn doctor, dați drumul la formalități. Ok. Mă ocup eu de bani. În cazul ăsta pot să vă spun că sunteți foarte norocoasă. Vă mulțumim foarte mult, domn doctor. Okay. Să nu mai pierdem timp. Sigur că da. Bun, o zi bună. Gata. Vlad, ascultă-mă. Vlad. Ce? Nici nu știu ce să zic. Nu trebuie să spui nimic. Te-am rugat vreodată să mulțumești pentru ceva? Nu, o fac din dragoste pentru tine, Maria. O fac pentru că vreau să fii fericită. Hai, lasă. Gata. Fără doamnă.
A doua zi, Iani, Tauru și Iulia au venit să-l vadă pe Sorin la spital. Iani, eu rămân să mai îl sun pe Radu, că n-a venit azi noaptea acasă și nu știu nimic de el. Păi, fetițo, tu chiar vrei să mă... Deci tu, bă bune, încep să sar calul. Crede-mă că nu mai știu ce să fac. Mă, Iani, nu mai fi și tu așa, înțelege-mă. Mă, bă, Iani, hai mă că am venit cu o treabă mereu. Când ne apucă treaba, te găsești de vorbă. Hai să mergem. Hai. Fă, știi ceva? Lasă-mi să fii de cacao și tu și haide. Radu. Și când o să prindă Tauru, o să-i dea o mie o în cap și ba, vă ia spitalul pe amândoi. Ba da, hai să vezi tu. Hai că o să treaba ta, proastă care ești. Mamă, iar e nașpeta de nevastă mea. Da. Noroc am o bunăciune lângă mine ca tine așa. Bună, mamă, de ce-mi distrugă? Bună, bună, bună! Radu, Radu, ce-mi faci, Radu? Radu, ce-mi faci? Te-am prins cu Raluca! Te-am prins cu fufele alea și tu? Nu. Te distrug, te omor! Unde-i pistolul? Nu, că nu. Băgă-ți, dracu, nu. Ce faci, mă, frate? Iani a aflat despre vizita Ralucăi. Acum o urăște mai mult și își caută o soluție prin care să o facă să plătească pentru tot ce s-a întâmplat cu clanul Mamiron. Hai, vrei să ridici? Haide, haide, căci. Atât? E bine? Ah, gata. Am auzit că te-a vizitat aseară, târfulița aia. Da. A trecut pe aici, dar eram sub sedative și n-am putut să fac nimic. Păi atunci lasă că-i facem noi. O sun frumușel, îi spui că încă o iubește enorm, că vrei să o vezi pentru ultima oară și că vrei să te întâlnești cu ea. Și acolo o să fie Iani și cu Tauru. M-am gândit și eu la lucrul ăsta, dar... Foarte bine! Nu merită, avem atâtea probleme cu poliția. Vrei să creăm alte lucruri. Păi dacă te-ai gândit la lucrul ăsta, ia și sună. Și de întâlnire. Și de poliție nu-ți face probleme. Dar mă ocup eu și Tauru. Și plus de asta, dușmanul nostru numărul 1, Coman, nu mai lucrează în poliție. Da, mă, Iani, și eu aș vrea să-i fac rău la câte mizerii ne-a făcut, da? Dar nu merită. Nu merită. Bă, ăștia ți-au greșit tratamentul. Bă, nene, ce ți-au făcut ăștia? Nu mai ești tu? Iani. Bă, n-ai mintea cu tine, a încercat să te omoare. Iani, ai venit aici să țipi? Trebuie să purtăm o discuție okay. Civilizată. Băi, Sorine, băi, frate-mi. Asta a încercat să te omoare și după tot ce ne-a făcut încă o aperi sau mi se pare rău frumos, tu că ești îndrăgostit de ea? Iani, nu mai țipa. Băi, recunoaște. Nu sunt îndrăgostit de ea. Păi și atunci sună. Dar e o copilă și nu merită lucrul ăsta. Băi, Iani Mamiron nu are liniște până nu vede pasta în pământ. Așa că pune mâna pe telefon și sună. Mai repede. Hai. Hai, ia telefonul și sună. Sună. Hai, ia și sună. Bravo. Ah, am rezervat camera 304, așa că zic să mergem sus să facem prostii. Radu și Anda au realizat că o prietenie ca a lor le poate aduce și beneficii. Au stabilit să discute mai multe într-o cameră de hotel, doar că Iulia i-a văzut. Așa că facem ori sex sălbatic, ori dragoste pasională. Sex sălbatic. Bine, hai să mergem să-i dăm drumul la treabă. Pierdem timpul? Nu. Hai. Două secunde. Cine mai e acum? Iar în momente... Era Luca. Mă, dar numai cu mine? E ceva important. Alo? Ah! Doar Luca, da! Andai, eu sunt în aeroport acum. O să plec din București. Și vreau să spun că îți mulțumesc pentru absolut tot ce ai făcut pentru mine. Să știi că, într-adevăr, mi-ai fost o prietenă. Anda, stai două secunde, te rog frumos, că mă sună cineva. Sorin?
Bună, dragostea mea. Ce faci? Mă pregătesc să plec acum. Sunt în aeroport. Știi? Vreau să-mi cer scuze pentru aseară. Era sub influența pastilor și de asta m-am comportat așa. Te înțeleg, Sorin. Eu am vrut să te omor. Cum ai putea tu să reacționezi altfel acum? Raluca, stai liniștită. Te-am iertat. Poftim? Și știi de ce, nu? Fiindcă te iubesc. Și eu te iubesc, Sorin, și aș fi vrut din tot sufletul să nu se fi întâmplat toate astea. Îmi pare enorm de rău pentru tot. Raluca, înainte să pleci, vreau măcar o dată să te mai văd. Și eu îmi doresc să te văd, dar avionul pleacă în câteva minute. Te rog, Raluca, vreau să te văd. Și eu vreau să te văd, iubirea mea. O să te sun când plec de aici, să-mi spui exact unde ne putem întâlni. Ok, să știi că abia aștept să te văd. Și eu, dragostea mea. Te sărut dulce, frumoasă mea. Sper că n-ai fost serios, nu? Mai contează, Iani. Important e că o prindem și cu asta basta. Corect. Asta e cel mai important, că o să punem mâna pe ea. Dar abia aștept. Huda și Radu se îndreaptă către camera de hotel. Nu au habar că Iulia e pe urmele lor și că n-o să-i lase să se distreze în tihnă. Vino! Hai mai repede că îți explodezi. Azi 304? Asta e normal. Cum? Auleu. Sclavule. Hai, facem. O să-ți ușurez treaba, mă dezbrac eu deja. Vai, gând la gând cu bucurie. Mm. Păi zic să trecem la treabă, nu? Bineînțeles. Adică pierdem timpul degeaba? Ah, da, corect. Trebuie să ne și dezbrăcăm înainte. Mă, să te dezbrac eu. Bine, perfect. Ia mâna! Aolo, cât de bună e și rea! Auzi? Spune-mi imediat ce faci în următoarele 10 zile. Păi stai să te dezbrac mai întâi și îi spun mea, ia mâna. Păi vreau să plec la Cannes, după care vreau să mă duc și pe la Monte Carlo, să văd familia regală. Da, bine, am înțeles. Ok, îți spun eu ce faci în următoarele 10 zile. Stai aici închisă cu mine și facem multă dragoste. Da. Nu știu dacă te ridici tu la pretențiile mele. Tu știi că eu sunt o femeie rafinată. Trebuie să te ridici mult. Păi în cazul ăsta mă ridic, cobor, iar mă ridic, iar cobor și rămân jos dacă vrei tu. Mă, cum m-ai nimerit tu pe mine? Jos? Stai puțin. Doamne, îți mulțumesc că în sfârșit ți-ai întors privirea către mine. Și acum întoarce către mine. Cine o fi, mă? Întâi telefonul, acum ușa. Știu, veșine. Cine e? Room service. Ai comandat ceva? Nu, dar tu? Doar pe tine. Atunci ia-mă. Hai să mă duc să văd cine e. Fă-te comodă. Hai, bă, tată. Da, gata, vine acum. Ce faci, nenorocitule, aici? Aici lucrez. Aici lucrez, m-am angajat ca instalator și repar WC-uri. Ba tu minți! Nu vorbesc foarte serios, WC-uri, bideuri, calorifere, desfac, desfund, le pun la loc, le fac de toate. Da? Da. Ei, ia să te desfund eu pe tine mai bine. Radu! Ce s-a întâmplat? De ce nu vii odată? Da, imediat, doamna femeia de servici, vin imediat, s-au înfundat lucrurile pe aici, pe afară. Radu! Radu, jur! Îmi jur că tu nu mai ești vii de aici! Nu mai rezist. Unde ar fi copiat? Ce s-a întâmplat? Că-i spuneți-mi și mie. Valeria e foarte îngrijorată pentru băieții ei. Știe în ce situație primejdioasă s-au pus, dar Dumnezeu trebuie să-i protejeze. Doar sunt nevinovați. Azi noapte n-am putut să dorm. Am avut coșmarul. De unde să știu că copiii sunt bine? Mi-e teamă că s-a întâmplat ceva rău. Băi, Valeria, te rog eu, liniștește-te. Sunt bine, sunt oameni mari. Eu, măi, da, știu foarte bine. Ui! Aoleu! A fost mamă, unde ați fost mamă? Mama, te rog frumos, liniștește-te. De ce? Ce s-a întâmplat? Cum mamă? Cum o mamă nu
nu știu nimic de voi. Cum stai, mă, cum să-mi știi? Dar nu ți-am dat mesaj. Ce aveți? Ce s-a întâmplat? Da, mamă, dar de unde să știu că mesajul ăla l-ați scris voi? Și nu l-a scris altcineva. De unde să știu? Știți ce rău mi-a fost mie azi noapte? Am avut coșmarul. Știți foarte bine că de ieri, de când ați plecat, v-am spus că mă, mamă, simt rău. Suntem bine. N-am putut să venim acasă aseară. Am avut altele pe cap și a trebuit să rămânem peste noapte în altă parte. De ce? Ce ați avut? Am avut o scurtă întâlnire cu domnul Vlad. Da? E ok. Bine. Nu a fost nimic periculos, nu s-a întâmplat nimic. Nu e așa, Mădălin? Așa e. Mădălin? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Sigur? Numai că noi... Bine. Va trebui să găsim un alt loc în care să stăm o perioadă. Da, în fine, nu contează. Ce e important e că am apucat să mă văd cu Maria. Și ce ai vorbit, mama, cu ea? Ce a spus? Olo, mamă, Dumnezeu, am văzut-o și crede-mă că aș fi stat lângă ea o veșnicie, dar din păcate trebuie să plec. Știi cât de... pur și simplu mi se rupea sufletul când o vedeam cât de mult suferă. Andrei, hai că, oricum, eu spun că o să fiți împreună. Ai făcut primul pas. Problema e că situația s-a cam complicat. Adică, cum să ce? Cornelia e rău și are nevoie de o operație foarte, foarte complicată. Și o să se vindece? Măi, în principiu, din câte am înțeles de la doctori, da, sunt șanse de vindecare, însă e o problemă. Ce problemă? E foarte, foarte, foarte scumpă. Costă aproape 400.000 de euro. Poftim? Și de unde o să ia femeile astea două bani să plătească această operație? Tocmai asta e, că Vlad s-a oferit să plătească operația integral. Și sunt convins că nenorocitul ăla face asta special ca să pună mâna pe Maria, să o forțeze pe ea să fie cu el. Cu un pistol în mână și două gloanțe pe țeavă, Iulia a venit să-și vadă soțul și pe amanta acestuia. Nu mai scapi! Mâinile sus! Hai, mâinile sus, nemernicul. Opa! Asta e servitoarea, menajera. Ce mai spuneai tu? Cum s-ar spune așa? Și ia zi și mie, ce fel de servicii îți presta? Iulia, nu... Da, frate, lasă pistolul, Iulia! Nemernico, crede-mă că m-a învățat fratele meu să-l folosesc încă de când eram copil. Și nu mi-e frică să te găuresc. Iulia, hai să-ți explic situația cum asta. Ia explică tu situația, hai. Deci eu am căutat-o pe Anda. Așa. Să-mi ofere ajutorul pentru că vreau să te recuceresc pe tine. Și ea, ca o femeie bună ce e, s-a hotărât să mă ajute. Așa e, cu curată spăcută, nu? Baba, cine crezi că mi-i... Nu, e pe aici. S-a agățat în clanță când ți-am deschis eu ușa. Da. Te-am prins cu raluca? Te-am prins. Te-am prins cu fufele? Și acum iar? Fii atent că de data asta te omor cu mâna mea. Nu mai scap. Nu mai scap? Nu. Și știi de ce? Pentru că atunci când sunt înșelată, turbezi. Da. Și nu mai răspund de faptele mele. Dar stai un pic. Nu, eu sunt soțul tău. Cum poți să faci așa ceva? Soțul meu? Nu mai e soțul meu. Iulia, lasă pistolul. Cum adică, mamă, să o forțeze pe Maria să fie cu el? Andrei și Mădălin au scăpat spre ușurarea Valeriei, dar au și noutăți în ceea ce o privește pe Maria. Vlad plătește operația și așa o șantajează pe Maria. E lângă ea, nu știu ce are în cap, dar nu cred că face ceva toate lucrurile astea pentru că el vreun salvator, să fim serioși. Ei, și sunt convins că aia sunt banii noștri cu care m-a păcălit Vlad. Firar el al naibii de nenorocit. Acum și eu greșesc, sincer să fiu, și eu greșesc pentru că sunt egoist și mă gândesc numai la mine. Nu vine să cred cât de ciudată e viața. Stau și pe de o parte mă bucur și mulțumesc Dumnezeu că situația Corneliei se îmbunătățește și că va fi sănătoasă. Pe de cealaltă parte sunt trist pentru că știu că așa o să o pierd pe Maria. Eu am altă idee. Hai să lăsăm pe domnul Vlad să plătească operația ca mama Mariei să facă bine. După care ne ocupăm de el, a? Iulia și Anda vin să vadă ce s-a întâmplat cu Radu. Aventura amoroasă a tânărului s-a transformat într-o adevărată tragedie. Radu, iubirea mea! Radu, trezește-te, te rog, mi-i iubesc! Radu, te rog, n-am vrut să-ți fac rău! Jur! Sună la salvare, te implor! Poți să mă duc, murit? Nu pot să fie mort! Cred, Iulia, nu-l mai atinge, nu-l mai mișca! Sună la salvare odată! Sună, dar nu mai trează, le omor în nenorocită! Ia mâna! Poliția, cu pușcăria, te mănâncă nenorocită! Iubirea mea, nu mă interesează, sună! Da, nu vreau să-l bărăm. Salvarea, bună ziua! Ala, avem un tăiu! S-a aruncat un om de la etaj! Veniți-te! Vă rog frumos, veniți, da! Doamne, nu vreau soțul! Pe strada
Lipova, veniți repede, vă rog frumos, veniți repede. Da, vă rog. O să cred. Măi, din cauza ta. Din cauza ta, că tu ai zis la asta ta. Tu l-ai speriat nenorocită și s-a aruncat. Ești o criminală, Iulia, criminală ești. O să-mi pus pușcăria pentru asta. O să am vrut să fie așa. Radu? Radu, te rog. Radu, nu poți să cred, era așa tânăr și frumos. Radu, cum n-am vrut să te omor. Sorin, Iani și Tauru au de gând să-i facă felul Ralucăi. Sorin trebuie să-și demonstreze loialitatea față de clan și față de familie. Știi ce vreau de la tine? Să-mi demonstrez că vrei din nou să fim o familie. Și mai ales frați. Da, Iani. Pentru asta nu trebuie să ne stea nimeni în cale. Și să pună între noi. Iani. Iani, uite-o că vine. Măi, de achitură. Și o să-ți demonstrez acum. Asta aștept. Sper să nu faci nicio greșeală, Sorin, da? Sorin, cât mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd, Raluca. Sărută-mă, iubitule. Sărută-mă. Băi, Taure, spune-mi că joacă teatru, spune-mi că joacă rolul foarte bine. Joacă, dar și în ce fel? Mamă, e amorezată tot asta. Mă, îi rup capul lui tâmpitul ăsta. Iubitule, iartă-mă, te rog. Te rog frumos să mă ierți, te rog din suflet. Fac orice să mă ierți. Iubitule, spune-mi, vorbește cu mine. Te implor, nici nu știi cât am suferit. Iubitule. Iubita mea, te-am iertat deja, te-am iertat. Nu, nu mai trebuie să ții iertare. Vorbești serios? Da. Atunci hai să plecăm împreună. Iubitule, hai să... Nu mă interesează unde. Nu vreau să mai pierd nicio secundă fără tine. Te rog. Nu știu dacă e bine, iubita mea, să plecăm. Unde să mergem? Vreau ce să-mi faci? Dai șansa să repar tot. Și vreau să începem o viață împreună. Nu mai rezist așa. Te iubesc prea mult. Ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Și nu meritai ce am făcut. Ești tot ce mi-am dorit. Iubitule, te rog. Spune-mi că plecăm. Vreau să plecăm bine, acum. Bine, bine. Hai să mergem. Dar mergem acum. În secunda asta. Acum mergem. Mergem acum? Da. Acum. Doamne, nici nu știi. Hai. Nici nu știi cât de fericită mă faci. Hai. Mi-a fost așa de dor de tine. Doamne, abia aștept să plecăm. Abia aștept să plecăm de aici. Pitule, te iubesc enorm. Sunt cea mai fericită lângă tine. Stai că nu e bine. Ce s-a întâmplat, iubitule? Nu e bine. Bă, ce are, bă, tâmpitul ăsta? De ce s-a oprit? Băi, Taure, de ce s-a oprit ăsta? Bă, știu eu de ce s-a oprit. În timp ce Radu e în spital, familia lui e acasă. Probabil că vor afla în curând ce i s-a întâmplat. Mamă, chiar Radu pe unde e? Pe unde umblă? Zoliu de frate, tu? Păi l-am pus mama la treabă, dar munca nu-i de el. Știi cum face el? Așa că a zbugit-o. Pe unde? Nu știu. Ei, nu știți pe Radu? Ba bine că nu. Păi... Mai bine ca mine nu știe nimeni. Ce bine de Radu, trece așa peste orice chestie, n-are niciun pic, e așa imposibil. Scuzați. Ar trebui să iau și de la el mai multe vizare de treaba asta. Nu știu cum. Hai, poate n-o faci și tu da. Asta. Valeria Mariș. Da, eu sunt. Radu Mariș? Da, băiatul meu. Cum? Cred că faceți o glumă. Nu se poate așa ceva. Ce e, mamă? Da. Venim imediat. Ce e Valeria? Ce s-a întâmplat? Radu a avut un accident. Bun, cum adică accident? Zile mai multe și ce? Stai puțin. Nu știu, a zis că trebuie să ne ducem acolo. Păi, hai să mergem la spital, hai! Sorin, ce s-a întâmplat? De ce te-ai oprit? Sorin trebuie să aleagă. Raluca sau familia lui? Dificil moment. Nu vrei să plecăm împreună? Raluca, nu e vorba de asta. Eu chiar te iubesc, dar nu știu ce să fac. Nu știu. Te poți ciuda, Sorin. Nu vreau să plecăm cu mașina. Ai 10 secunde să o aduci în mașină. Asta dacă vrei să fim din nou o familie. Adu trădătoare încoace. Bine atunci, vorbim. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, era un amic.
Hai să mergem, hai să mergem la mașină. Sunt cea mai fericită femeie din lume. Te iubesc enorm. Iartă-mă, Raluca. De ce? Iubitule. Te-am prins, lătură ordinară. Nu mai scapa, mești. La spital, cele două femei sunt speriate. Așteaptă vești din partea medicilor de la urgență. Oare Radu mai trăiește? Doamne, ce-am făcut, Doamne? De ce, Doamne? De ce? L-ai omorât, Iulia, asta ai făcut. Și o să-mi fus pușcăria pentru asta, ai înțeles? Anda, te rog frumos să taci. Nu e vina mea, înțelege că nu e vina mea. O să stau doar când ajungi la pușcărie, pentru că asta merită, ești o criminală și meriți să ajungi acolo, Iulia! Radu! Ai omorât un om. Un om tânăr, un copil, l-ai omorât. Doamne, 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 îl iubesc, nu am vrut să-i fac rău, nu, Doamne, ce-am făcut iar, Doamne, ai omorât, asta ai făcut. Radu, Radu, ce s-a întâmplat? Nu s-a mai putut face nimic, din păcate, era deja decedat. Nu. Jegoso, de data asta nu mai scapi. Unde vrei, fă, să fugi, fă? Ce s-a întâmplat cu Radu? Unde e? Radu a decedat. Domnul Coman, aveți o problemă foarte mare. O să las pe Ian să-ți facă ceea ce merită, fiindcă el a suferit cel mai mult. Suntem vierme și asta o să rămâi toată viața. Un incapabil, un incompetent. Tu va trebui să fii cu Vlad. Nu, mamă. Ca să mă ajuți pe mine? Fă-i fetiță, tu vrei să te duci la pușcărie? Eu mă voi ocupa de ei și tu te vei ocupa de... Bani. Ah, bravo, Vlad! Ai idee cum e să omori un om? Ai idee?